În primul rând vreau să înțeleg, și mulțumesc că îmi răspundeți la aceste întrebări, cât de mare este fenomenul? Fenomenul este unul dincolo de România. Fără a intra în prea multe tehnicalități, vorbim de o schemă de fraudă globală care se cheamă Classy Scheme. A pornit din Rusia și de altfel acolo, din ce știm de la companiile de cybersecurity, acolo este centrul și focusul grupurilor ăstora. Respectiv, o parte din ele, începând cu 2019, s-au extins și în Europa și în Statele Unite. În Europa Centrală și de Est, așadar și România a fost impactată de asta și mai ales în ultimul an. Așa că ce se întâmplă la noi este o mică parte dintr-un fenomen amplu și complex care, iată, afectează regiuni mari din lume. Pentru că OLX este cel mai vizitat site din România, cu excepția site-urilor de știri, așadar sunt foarte multe tranzacții. Noi în momentul acesta avem pe lună în jur de 1400 de sesizări de la clienți că au avut astfel de interacțiuni. Din ele, în jur de 80% sunt de la clienți care ne anunță că au avut o astfel de interacțiune, dar nu au dus pașii mai departe, nu au pierdut bani în povestea asta, nu au continuat pașii propuși de cei care încercau să le ia banii. Nu știu dacă vi se pare mult sau puțin, în contextul OLX... Mi se pare totuși că 200 de oameni ajung să rămână fără bani din cauza acestei fraude. Ajung. Exact, exact. În fiecare lună. Acum, în fiecare lună. Raportat la numărul de tranzacții din OLX, asta înseamnă sub 0,001% din ce se întâmplă la noi pe site. Dar sunt în continuare 200 de oameni care cad în capcana asta și care pierd în medie 300 de euro de pe urma... Medie 300 de euro la o tranzacție. La o pierdere, să zicem. Într-adevăr, avem cazuri puține, dar am aflat și de situații în care oamenii au plătit de 2 ori, pentru că, mă rog, aici putem să povestim un pic și de metodele pe care le folosesc. Care a fost cea mai mare sumă? Invoc o eroare. Da, da. Care a fost cea mai mare sumă care v-a fost raportată? 4.800 de euro. O plată de 4.800 de euro. Da. Hai să spunem clar Vorbim excepții, sigur, astea sunt excepții, dar în ce constă frauda? Clar, foarte clar să înțeleagă oamenii. Fraudatorul pretinde că este interesat de produsul pe care noi l-am pus la vânzare pe OLX. Vrea să-l cumpere și mai mult decât atât vrea să-l cumpere repede și dă un link pe care tu să-l accesezi, în care să-ți introduci datele de pe card ca el să-ți facă transferul pentru produsul pe care tu l-ai la vânzare pe OLX. Ok. Și linkul acela este un schem. Aia e chintesența fraudei. Exact. Linkul acela are o structură, dacă ne uităm cu atenție, foarte bizar. OLX-ro. Te păcălește pentru că are acest OLX în titlu, dar de fapt... În titlu și aspectul vizual este foarte apropiat de OLX, adică folosesc, da, aspectul vizual al OLX, respectiv siglă de la companii de carduri, adică tot felul de criterii vizuale care să construiască să se folosească de fapt de încrederea oamenilor într-un brand apreciat, cunoscut, de încredere, care automat să-i facă așa un pic să-și piardă vigilența pe oameni și să zică, da, e OLX, deci merg mai departe cu introducerea datelor card. Hai să spunem clar, foarte clar următorul lucru. Dacă dai datele de pe card undeva, contează unde, nu primești banii, ci dai banii. De fapt, înseamnă o plată online. Oamenii trebuie să știe acest lucru. Ține de abecedarul interacțiunii acum, în tehnologia asta modernă, nu? E atunci... excelent punctat lucrul ăsta. Și aș vrea și eu să profit aici, să construiesc pe ce ai zis. Deci există două numere cumva asociate conturilor noastre bancare care am observat așa că poate creează confuzie. Este contul IBAN, care de regulă începe cu acel RO și o combinație de litere și cifre în care, într-adevăr, putem să primim bani. Nu este obligatoriu să avem un card asociat contului ăluia, dar acela este instrumentul de a primi bani. Primim bani, da. Apoi este cardul. Primim bani. În contul IBAN care începe cu RO, de regulă, și avem litere și cifre. Apoi este cardul. Pe cardul nostru există un cod de exclusiv format din numere, 16 numere, și codul CVV. În momentul în care în orice pagină, cum ai zis și tu, introduci acel cod, ți se vor lua bani de pe card, într-un fel sau altul, ți se vor lua bani de pe card. Deci, cumva nu avem niciun motiv pentru care să introducem asta când cineva, din contră, spune că vrea să ne trimită bani. În momentul în care stăm cu cardul în mână și copiem undeva numerele de pe card, să știm că o să ne plece bani de pe cardul acela. Exact. Asta să înțeleagă oamenii care se uită la acest interviu. În momentul în care, e foarte bine ce spui, în momentul în care dai datele de pe card, îți pleacă banii. În momentul în care scrii codul IBAN pe care ți l-a dat banca și îl cunoști și începe cu RO, atunci îți intră banii. Asta trebuie să înțeleagă toți oamenii. Și sunt absolut convins că există oameni care știu asta. Și există IT-ști, există oameni care au muncit în bănci și totuși se păcălesc. De ce? E vorba de lăcomia oamenilor, se bucură de faptul că vând produsul și fără să se mai gândească deconectează pur și simplu nu știu, vigilența? Da, să ne imaginăm. Am pus un produs la vânzare, sigur că vrem să-l vindem, să facem un ban în plus, să scăpăm de lucrul acela din casă. Toate motivele care ne fac să punem un anunț pe OLX. Și în momentul în care avem un cumpărător, ne entuziasmăm, cu siguranță. Dacă acel cumpărător ne mai și presează un pic și spune că vreau să-ți plătesc acum, e posibil, da, să ne scadă așa vigilența și să ducem lucrurile mai departe. Apoi, poate tocmai acești oameni, da, care lucrează în bănci, în IT, suntem atât de obișnuiți să dăm cu cardul, da? Să plătim cu cardul pe net, încât, din nou, s-ar putea să fim prea obișnuiți cu asta și uneori, așa, într-o combinație de entuziasm cu obișnuință excesivă, cu, iată, toate lucrurile care ni se întâmplă, să ne scape lucrul ăsta din vedere. Mai mult decât atât, ce voiam să punctez este că tot acest sistem a prins amploare de când cu work from home și de când au crescut și plățile online. În 2020 au atacat, să zicem, și din păcate cu succes. Care sunt nurile de bază pe care trebuie să le aplicăm pentru a nu cădea în capcana acestor infractori până la urmă? Deci nu ne dăm datele de pe card. Mare parte din discuții se întâmplă în afara canalelor de comunicare. Noi încurajăm clienții să păstreze discuțiile pe chat-ul OLX, pentru că acolo există, sigur, niște mecanisme prin care putem să identificăm mai ușor și să-i protejăm mai ușor de posibile comportamente neobișnuite. În egală măsură, WhatsApp, pentru că de multe ori acolo se întâmplă lucrurile, este un canal foarte popular pentru noi și atunci, în momentul în care am ajuns cu discuția acolo, hai să fim un pic mai atenți. Deci nu ne dăm datele cardului, nu ne dăm soldul de pe card și deja de aici lucrurile ar trebui să fie într-o zonă mai bună și să fie deja câteva lucruri care să ne atragă atenția. Ce facem în momentul în care, de exemplu, mi-a scris cineva care a dat datele, a introdus toate datele de pe card, ce facem în secunda respectivă când în al 12-lea ceas, după ce am făcut totuși de fapt, ne dăm seama că putem să fim păcăliți? Care sunt pașii pe care trebuie să-i urmăm? Da, primul pas este să sunăm la bancă sau să intrăm în aplicația băncii și să ne blocăm cardul. În minutul 1, dacă se poate. Am aflat și știm că sunt oameni care au reușit să-și recupereze banii tocmai pentru că au reacționat foarte repede și banca a putut să facă ceva în ceea ce privește ultima tranzacție pe un card blocat. Ceea ce e 1. Imediat după, din nou, pentru că în general lucrurile se întâmplă pe WhatsApp, să raporteze, să intre în discuția pe WhatsApp și să raporteze acel cont, pentru că doar WhatsApp poate să-l închidă și lucrul acesta nu se întâmplă repede și putem să prevenim să se mai întâmple și altor oameni. Și al treilea lucru, să ne scrie și nouă. Ideal, astea se întâmple, nu știu, în primele 10-15 minute de când ne-am dat seama că asta e, ni s-a întâmplat. Nu credeam, dar ni s-a întâmplat chiar nouă. S-a întâmplat să-și recupereze banii cei care au fost păcăliți astfel? Destul de puțin. Sincer, cazurile au fost sporadice. Și motivul pentru care se întâmplă asta este pentru că în legislația din România nu se consideră fraudă, înșelăciune, plata online în 2 pași. Ce se întâmplă? Că profit de ocazie ca să punctez pașii. În primul pas, noi ne introducem datele de pe card și CVV-ul. Confirmăm plata, fie cu un SMS, fie din aplicația băncii. Fraudatorii știu asta și ne cer SMS-ul. Și ce e important să știm e că în toate aceste cazuri oamenii au dat și SMS-ul acela sau au intrat în aplicația băncii și au dat și autorizare la plată. Și în legislația din România nu consideră, în contextul în care tu ai dat și acel SMS sau ai confirmat în 2 pași tranzacția, nu se consideră că este o înșelăciune. De aici și complexitatea vis-a-vis de recuperarea banilor. Deci e puțin probabil să ne recuperăm banii dacă s-a făcut plata, efectiv. Este puțin probabil. În momentul acesta, cu ce știm și sigur că e ceva pe care și noi îl învățăm, dacă totuși în primul moment ne blocăm cardul și contactăm banca, există acolo o șansă de a recupera. Dar poate să facă ceva mai mult OLX? Mai mult de atât decât să informeze și prin intermediul interviurilor și pe site. Mai mult, nu știu, de exemplu, la modul extrem, efectiv să blocheze toate plățile. Adică nu mai plătiți de niciun fel pe niciun link care vă este dat. Sau, nu știu, să nu fie plătit transportul. Ceva care să oprească acest fenomen. Aș vrea aici să subliniez ce se plătește pe OLX și apropo de produse. Deci, în momentul acesta, pe OLX nu ai niciun motiv de a plăti cu cardul. Da? Noi nu intermediem plățile. Singurele plăți asociate unei tranzacții de vânzare sau cumpărare sunt plățile pentru transport, care se întâmplă în felul următor. Vine curierul la mine, mi-aduce coletul pe care l-am cumpărat și eu îi dau banii cash, doar cash, curierului. Noi lucrăm cu Fancurier și cu Poșta Română, singurii parteneri ai noștri. Curierul, firma de curierat, aduce banii către vânzător, cash sau în acel cont IBAN de care vorbeam. Totul se întâmplă prin Fancurier. Deci noi în sine plată pe card pentru produse nu avem acest serviciu pe OLX în momentul ăsta. Am înțeles, dar de exemplu plata să fie doar ramburs, nu puteți recomanda asta? Noi recomandăm asta, adică și de altfel o bună parte din plăți așa se și întâmplă, plată ramburs. În egală măsură vorbim despre tehnologie, vorbim despre progres. Plățile online sunt un lucru firesc în evoluția noastră. România încă mai are, din punctul ăsta de vedere, de crescut. Acum, undeva la 36% din plăți se întâmplă cu cardul. În afară, eu știu, în țările mai dezvoltate, chiar mai mult. Deci, apropo de educație, trebuie, zic eu, ori oprim progresul, dar cred că nu ne dorim niciunii asta, că vedem și noi ce beneficii sunt totuși în... și cu plățile online, și cu cardurile, și toate instrumentele acestea de plată, așa încât ce ne rămâne de făcut este să ne informăm. Și cred că fiecare din noi, uite, să ne luăm 5 minute, să ne dăm seama, să ne întrebăm, eu știu, copilul sau cineva care se pricepe, măi, ce IBAN, uite, am cardul ăsta, cum fac cu el? Unde mă uit în aplicația mea de banking să-mi blochez cardul? Noi ne simțim responsabili față de ei. Numărul a scăzut față de, în ultimul an, s-a înjumătățit, dar na, sunt în continuare. Linkul pe care îl primim, putem să-l verificăm, îl căutăm, există motoare de căutare speciale pentru aceste linkuri și care ne spun dacă este periculos sau nu. De regulă, dacă îl primim pe WhatsApp, este periculos aproape, nu știu, 99%. Nu știu dacă un link pe care îl primești de la o persoană necunoscută pe WhatsApp ar trebui să fie de încredere. Dacă ar trebui sau nu, cel mai bine e să verificăm înainte. Exact. În cazul linkurilor de pe OLX, noi avem un instrument foarte simplu, care se găsește pe siguranța.olx.ro. Îl găsiți acolo, e o bară mică, dăm copy-paste la link. Dacă acea fereastră se face roșie, linkul nu este bun. Dacă se face verde, linkul este bun. Iarăși, și noi ne bucurăm foarte tare că oamenii ne scriu, chiar dacă nu și-au dat seama că este ceva în neregulă. Ne ajută enorm de mult pentru că identificăm linkurile astea. Noi avem undeva la 800-900 de linkuri lunare care apar, copii după paginile OLX, pe care le închidem în 2-3 ore din momentul în care aflăm de ele. Unde să scrie? Unde să vă scrie oamenii? contact@olx.ro sau formularul nostru de contact. Răspundem sub 4 ore solicitărilor ăstora, chiar mai repede de atât. Avem oameni dedicați, echipe dedicate pentru prevenția fraudei, pentru calitatea conținutului, așa că suntem pregătiți și cumva și procedural și ca procese adaptați contextului ăstuia și este prioritatea noastră cea mai mare. Tot ce ține de fraudă, de siguranță online, să ne contacteze. Avem oameni care asta fac toată ziua, deci și noaptea. Să apeleze chiar și pentru un sfat, chiar și când sunt așa în dubiu. Și din nou știu că ne entuziasmăm, vrem să vindem, eu știu, 2 minute în plus să verificăm linkul acela, că sincer nu ia mai mult. Eventual dat un mail la suport, mai așteptați acolo 1-2 ore, s-ar putea să facă diferența. Da. Și un cumpărător, dacă o să vrea să cumpere produsul, o să vrea să-l cumpere. Da. Adică o tranzacție normală, naturală, între doi oameni, nu are această urgență nebună. Iar dacă ea există, hai să ne întâlnim față în față. Înțeleg, na, poate ai nevoie de un cablu, de ceva urgent. Perfect, hai să ne întâlnim față în față. Și atunci e altceva. Sunați omul ăla, la fel, pentru că vorbim de un limbaj foarte dubios folosit. Ei nu sunt nativi, vorbitori nativi de limbă română. Dacă sunați pe numărul acela, nu vor putea să poarte o discuție. Deci sunt mici trucuri așa ca să ne dăm seama că e ceva sigur sau nu. Până la urmă, da, pe banii noștri, pe timpul nostru, putem să facem așa 1-2 pași în plus. Mulțumesc foarte mult! Am vorbit cu Aida Ionescu, the Head of Customer Experience de la OLX. Și sper că aceste sfaturi să le fie de folos celor care folosesc platforma dumneavoastră. Mulțumesc mult! Mulțumesc și eu!